Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Jocul se numește Ciopa, e gratuit în Play Store și jucăm pe Blackview Ultra Plus, acel phablet mare care seamănă cu un iPhone 6 Plus. Jocul debuta pe iOS pe 20 aprilie, este un titlu retro, arcade și blocky, care seamănă cu Choplifter, dacă îl mai țineți minte, de când eram mici. Va trebui să salvați oameni folosind un elicopter cu grafică pixel art desenată de mână și nivelele sunt generate la întâmplare, astfel că nu putem stabili o strategie. Acestea sunt elicopterele. Aici sunt upgrade-urile pentru elicopterul nostru și hai să trecem la treabă. Avem și o poveste, avem un pilot care vrea să salveze o grămadă de oameni după ce o serie de petroliere au eșuat, mare plină de petrol, avem o grămadă de incendii, avem și un vulcan și chiar pescăruși nebuni care ne pot lovi. Este un titlu arcade bazat pe o fizică destul de bună și nivel 1. Chiar dacă ajungem la un nivel avansat și pierdem, suntem întorși tot la nivelul 1. Pe un prim nivel simplu, vom coborâ cu două degete în zona inferioară a ecranului și vom urca cu două degete în zona superioară a ecranului, în vreme ce apăsarea laterală sau cu un singur deget înseamnă mersul pe diagonal într-o anumită direcție. Iată, am dus omul unde trebuia și am primit niște bănuți. Nivelul 1 a fost simplu, în fundal avem o super muzică. Fiți atenți aici! Ok, heavy metal și sintetizatoare, muzică de anii 80, bunicică, ar fi la ea acasă în Knight Rider. Cam asta este și vibe-ul pe care îl avem aici. Îmi și imaginez că e David Hasselhoff în acest elicopter. Acest vulcan nu o să-mi dea damage sau ceva, dar o să-mi înnegrească omulețul când trec cu el pe aici. Zburăm într-o anumită direcție, ținând apăsat cu un deget, iar cu două în zona inferioară a ecranului coborâm, cu două sus urcăm, un control simpluț și acum mergem spre șalupă. Avem voie să luăm doar două lovituri, apoi este game over. Uneori totul pare să meargă perfect, când deodată vine un pescăruș nebun și, opa, ne strică ploile. Cât pe ce să o comitem? Aici văd că mai este niște aur, dar n-am de gând să risc, așa că o să-l las pe omulețul ăsta plin de cenușă pe șalupă. Nivelul 2 este gata și acum vine nivelul 3, de care mărturisesc că nu am trecut încă, spre rușinea mea, pentru că avem niște tancuri explozive. E bine, iată, este un nivel general random și tancurile nu mai sunt aici. Spuneam, se întâmplă des ca să-ți amintești un nivel într-un anumit fel și apoi să fie procedurally generated, cum se numește, adică la întâmplare, diferit, altfel. Cât un script pentru fiecare tip de nivel. Am salvat pe amărătul ăsta, cred că ne-am și lovit un pic. Cred că este un muncitor, văd că are o cască. Grafica asta mi-amintește titlul de la Rovio, parcă se numea Retry, cu acel avion, mi-a plăcut foarte mult. Și de Flappy Bird, grafică pixel art, desenată de mână, bine realizată. Un joc cu adevărat greu, știu că nu pare acum, dar dacă îl jucați destul de mult, vă dați seama că este un titlu destul de greu și oarecum frustrant. Nivelul 3 gata, vine nivelul 4. Hai să vedem, un fundal care ți-a ochii, un pescăruș care se uită tâmp la mine. Iată, a sărit la mine, nu am făcut absolut nimic. Și-a apărat ouăle, probabil, supărat că au fost deverse de petrol. Și acum ghiși ce? Mă fi întorși la nivelul 1 sau plătim niște bănuți și mai jucăm o dată. Bănuții mei, strânși cu atâta sudoare, s-au dus din cauza unui pescăruș, care din fericire e plecat acum, sau să cumpere de mâncare. Mă rog, să ia de mâncare. Atenție la structurile metalice, cum ar zice Iliescu, structurile. Așa, coborâm și hai să vedem unde este omulețul ăla. Îl aud țipând și chiar sunt curios cum o să cobor eu până acolo. Încetul cu încetul și hai la scară. Gata. Am luat și niște aur. Aparent avem și un tun care trage cu rachete, de parcă asta ne mai lipsea. E pe cale să tragă din nou. Și s-a dus încă o viață, ultima, și va trebui să o luăm de la zero. Jocul este Ciopa, este gratuit în Play Store, s-a lansat cu ceva vreme în urmă, totuși în acest an, prin aprilie, pe iOS cel puțin. Fiecare nivel este general la întâmplare, deși uneori se mai repetă, îmi place grafica, îmi place tema, îmi place ideea. Și pe vremuri, când eram noi mici, era un joc Choplifter, care i-a nebunit pe toți. Și iată, aparent poate să și moară omulețul, dacă nu abordăm cum trebuie procedura. L-am salvat totuși. Și
Și muzica asta de fundal îmi place foarte mult. Probabil că nivelul de dificultate și faptul că trebuie să luăm totul la început sunt singurele lucruri care știrbesc din imaginea jocului, care de la Mobilissimo ia un 8,4 din 10 l-am jucat pe Blackview Ultra Plus. La revedere!